Ce a prezis Baba Vanga pentru 2021? Dezastre naturale și criză demografică. Potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga, anul bivolului alb de metal va deveni un punct de cotitură în istoria omenirii. Baba Vanga a făcut un număr mare de predicții în timpul vieții sale și a lăsat profeții despre deceniile următoare, după moartea sa în 1996. Unele dintre ele s-au împlinit cu adevărat, de exemplu, moartea Indirei Gandhi, pe care clarvăzătoarea a prezis-o în 1969, căzând brusc în transă. Vanga a văzut o rochie portocalie aprinsă de foc și moartea unei femei demne. Primul ministru al Indiei a fost împușcat în 1984 de garda corpului în timp ce purta o rochie portocalie strălucitoare. De asemenea, clarvăzătoarea a prezis cufundarea submarinului Kursk în 2000 și atacul terorist de la New York din 11 septembrie 2001. În 2020, predicția Babei Vanga despre epidemie s-a împlinit, lumea a fost măturată de coronavirusul COVID-19. Puțini au crezut în probabilitatea unei pandemii, dar cuvintele clarvăzătoarei au început să se împlinească deja în ianuarie, când informațiile despre coronavirus au scurs din China. Experții au negat posibilitatea declanșării crizei financiare globale în 2020, dar a început și din cauza pandemiei furioase. Ce predicție a lăsat Baba Vanga pentru 2021? Criza demografică. Multe surse indică faptul că Baba Vanga a prevăzut criza demografică din lume în prima jumătate a anului 2021. În 2020, peste 1,6 milioane de oameni au murit din cauza coronavirusului la nivel mondial, potrivit statisticilor OMS. În România, timp de aproape un an, numărul deceselor a depășit 13.000 de oameni. În plus, declinul natural al populației progresează în țara noastră. Din păcate, o astfel de predicție se poate împlini anul viitor. Declinul populației nu poate fi semnificativ, dar totuși contează. Acest lucru se datorează faptului că Saturn este în zodia Vărsător, întrucât Vărsătorul este un semn care guvernează România, iar Saturn guvernează limitarea, contracția, scăderea, o astfel de predicție este posibilă. Previziunile sunt dezamăgitoare. În perioada ianuarie-iulie 2020, numărul deceselor a fost mai mare decât numărul nașterilor. Situația cu date demografice se poate agrava în prima jumătate a anului 2021, din cauza celui de-al doilea și, posibil, al treilea val al pandemiei de coronavirus. Dar în predicția Babei Vanga există un moment despre criza demografică care ajunge la un nou platou. Clarvăzătoarea a dat un indiciu că situația se va îmbunătăți în a doua jumătate a anului. Ultimul președinte al Statelor Unite. În cazul acestei predicții, cel mai probabil vorbim despre președintele Statelor Unite, unde au avut loc alegeri în noiembrie. Donald Trump nu crede în victoria lui Joe Biden și nu vrea să-i cedeze Casa Albă. Experții au descifrat predicția Babei Vanga și au ajuns la concluzia că al 45-lea președinte, adică Trump, va fi ultimul din istoria SUA. Clarvăzătoarea nu a specificat ce se va întâmpla cu statele, dar este posibil un război civil și o schimbare de putere. Cu toate acestea, Joe Biden va deveni totuși al 46-lea președinte al Statelor Unite și va prelua cu succes funcția pe 20 ianuarie. Clarvăzătoarea putea vedea evenimentele într-o lumină negativă datorită faptului că alegerile din 2020 au fost cu adevărat speciale. Pot apărea schimbări în Statele Unite, dar lucrurile serioase și radicale nu ar trebui să prindă viață. Invazia militară musulmană a lumii vechi. Prin lumea veche, Baba Vanga înțelege Europa, care a fost atacată constant de extremiști musulmani în ultimele decenii. În plus, după războiul civil din Siria, care a început în 2011, problema refugiaților și a migranților este acută în Europa. Conflictele apar adesea între rezidenții locali și musulmanii care îi vizitează. În octombrie 2020 au existat atacuri teroriste în Franța și Austria. Este posibil, dar nu va exista un război pe scară largă. O serie foarte probabilă de atacuri teroriste. Această predicție se intersectează cu predicția lui Nostradamus despre anii 20 ai secolului 21. Poate că Vanga a sugerat că în 2021 situația se va înrăutăți și mai mult, iar numărul atacurilor teroriste din Europa doar va crește. La urma urmei, punctul de neîntoarcere a fost declarația lui Emmanuel Macron că Franța va lupta împotriva separatismului islamic pentru a proteja principiile unei societăți seculare. În plus, liderul țării se teme de creșterea unei contrasocietăți printre cele 6 milioane din diaspora musulmană, cea mai mare din Europa. Există o posibilitate similară în Germania, cu toate acestea există avantaje în amestecul populației din lumea veche. Colegului Vanga, Nostradamus, a prezis că din cauza migrației popoarelor din 2021, bariera lingvistică se va prăbuși, iar culturile din diferite țări se vor amesteca.
cataclisme distructive în întreaga lume. Oamenii de știință și experții prezic deja dezastrele naturale pentru 2021. Seismologii americani au avertizat că statul California ar putea ajunge sub apă din cauza ploilor abundente care vor răneca literalmente cele mai mari orașe. Megafurtuna ar putea scufunda Los Angeles, San Francisco și San Diego sub 5 metri de apă. Au fost inundații deja în California, Oregon și Nevada în 1862. Astfel de cataclisme apar la fiecare 100-200 de ani. Cutremure distructive din întreaga lume sunt de asemenea posibile. În 2021, planetele vor fi aranjate în ordinea caracteristică pentru creșterea activității seismice. Dar cutremurele vor avea loc în acele regiuni ale planetei care sunt predispuse la acest lucru. Va scutura acolo mai des și mai greu. China va prelua lumea. China vorbește despre dominația lumii de mult timp. Baba Vanga a prezis că Statele Unite ar putea părăsi scena mondială din cauza problemelor interne, iar un dragon puternic le va lua locul. În acest caz, nu sunt de acord cu predicția. Poate că Europa și America se vor confrunta cu o criză în următorii ani. Poate că acest lucru va face China mai puternică, dar nu sunt de acord cu confiscarea lumii. În aprilie, pandemia de coronavirus a doborât economia chineză, dar deja în al doilea trimestru al anului 2020, Beijingul a arătat un alt miracol economic și a reușit să realizeze o creștere a PIB-ului cu 3,2%. Alte țări cu economii puternice nu sunt încă în stare să-și revină din lovitură. Experții consideră că autoizolarea totală și o victorie aproape asupra pandemiei COVID-19 au ajutat China. Acum, în China, nu mai mult de 10 cazuri noi de infecții cu coronavirus sunt înregistrate pe zi. Și în ceea ce privește numărul de infecții la 1 milion de oameni, China ocupă locul 202 în lume. Luând în considerare toți acești indicatori, China poate ajunge liderul mondial. Omenirea va învinge cancerul. Cea mai pozitivă predicție a Babei Vanga este asociată cu victoria umanității în lupta împotriva cancerului. Metodele de tratare a oncologiei există de mult timp și în acest caz ar trebui să ne așteptăm nu la o pastilă specială, ci la o îmbunătățire a modului de tratare a acestora. În laboratoare, noi medicamente pentru tumorile canceroase sunt testate anual și este posibil ca în curând boala teribilă să poată fi vindecată mai repede și mai puțin toxic. Oamenii de știință caută modalități de a reduce impactul negativ asupra organismului în timpul tratamentului oncologic. Producția de lignină naturală care face parte din plante complexe este testată activ. În cadrul primelor teste se află că lignina prelungește viața animalelor și nu reduce eficacitatea chimioterapiei. Cel mai probabil există deja un medicament eficient împotriva oncologiei, dar nu a fost încă lansat în producție. Poate că acest lucru se va întâmpla în 2021. Mult noroc și nu uita să dați click pe butoane!